Statisticile arată că într-o singură zi, pe DN1, în punctul Bărcănești, circulă aproximativ 35.000 de vehicule. Pentru a veni în ajutorul șoferilor, reprezentanții prefecturii Prahova au luat o serie de măsuri de prevenire a accidentelor. De asemenea, s-a decis și începerea unor lucrări ce trebuie executate pe această arteră. Primele lucrări care se vor executa sunt preluarea de nivelărilor și aplicarea de covor asfaltic în două straturi în zona intrării Cornu și montarea a aproximativ 4,5 km de parapet greu New Jersey pe axa drumului în zonele de pericol crescut de accidente. Nu se vor monta toți cei 4,5 km într-un singur loc, ci așa cum rezultă din observațiile poliției și drumurilor naționale, acolo unde au avut loc accidente, se vor monta astfel de parapeți. Tot pentru un trafic sigur, autoritățile pregătesc în forță și programul Iarna 2012-2013 pentru dotare tehnică, pentru dezăpezire și aprovizionarea cu materiale antiderapante pentru asigurarea circulației pe timp de iarnă pe DN1.